am început dureri de stomac, vărsături și mă simțeam slăbită din ce în ce mai mult, până când am ajuns să nu mai pot să mă ridic deloc din pat. Doctorii mi-au spus că am tumoră și de operație nu o să scap, va trebui să fac o biopsie. Cumplit. Nu am cuvinte să vă explic. Foarte greu pentru noi ca părinți și pentru ea. Nu ne-am așteptat nici măcar o secundă. Nu am vrut să credem pe moment. Fără ajutorul oamenilor nu vom putea trece peste. Alături de Fundația Mereu Aproape spune: vreau să ajut. Și un copil va putea râde din nou.